Consumul de stupefiante în România aproape că s-a dublat în 2021 față de 2019, după cum arată un raport european privind drogurile în Uniunea Europeană dat publicității de Agenția Națională Antidrog. Îngrijorător este că aproape nu mai există o formă de socializare la tineri fără consumul de droguri. Care este situația în România? În ce fel a luat amploare acest fenomen al utilizării drogurilor și cum poate fi el prevenit? Vom discuta astăzi cu domnul comisar șef de poliție, domnul doctor Cătălin Țone, pentru că marihuana este în topul consumului de droguri la noi în România. Aș vrea să deschid două subiecte interesante. Unul dintre ele este legat de discuțiile care sunt acum în spațiu public și anume folosirea marihuanei în scopuri medicinale. Ce părere aveți despre acest lucru? Și apoi aș vrea să vorbim puțin de cartea pe care ați scris-o și care are în titlu numele unui drog, marihuana, zborul spre iad. Vă mulțumesc pentru cele două întrebări. Sunt de maximă actualitate și zic eu, discuțiile despre aceste două puncte pot lămuri multe nedumeriri, opinia mea. Avem o problemă în România și nu numai, dar în special noi în țară, există o confuzie legată de legalizarea în scop medical sau și în scop recreațional. Se face o confuzie, o confuzie care nu este bună deloc, o confuzie care m-a determinat să scot această carte, să scriu această carte, care zic eu că are darul de a lămuri sub o formă sau alta problema legalizării în scop recreațional. Dar haideți să încep cu partea medicală. Este clar, din cercetările care s-au făcut, marihuana conține foarte multe substanțe, ca orice plantă de altfel, care sunt biosintetizate. Una dintre substanțe despre care vorbeam anterior este tetrahidrocanabinol. Deci, practic, substanța interzisă, substanța care dă efectul psihoactiv. Interzisă, așa cum spuneam, și introdus în tabelul de la legea 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri. În urma cercetărilor care s-au efectuat, nu la noi în țară, în special în America de Nord, dar și în Europa Vestică, s-a stabilit că anumite medicamente produse în urma unor cercetări detaliate și legale de către instituțiile statului, împreună cu alte substanțe active și în anumită compoziție, cu anumită concentrație, poate să ajute sau reprezintă o alternativă la tratarea unor afecțiuni psihice, precum ar fi, să spunem, schizofrenia și epilepsia. Aici există și varianta tratamentelor sintetice, cu medicație sintetică de profil. În condițiile astea, la noi în țară încă nu sunt autorizate cele pe bază de tetrahidrocanabinol. Se fac un demersuri, există o propunere legislativă, acum este în Parlament, se numește legea Victoria Mea, este inițiată de doamna avocat, a cărei mamă a murit în urma unei afecțiuni de cancer. Vedeți, deci să găsim aici, se găsește oarecare și sunt explicații care aveau utilitate și în tratarea acestei afecțiuni fatale. Și mama inițiatoarei proiectului de lege a urmat un tratament în afară cu medicamentul, cu niște medicamente autorizate și a fost ok pentru a prelungi viața cu câțiva ani de zi. Și domnul avocat luptă pentru lucrul ăsta. Eu zic că nu este nimic rău dacă am fi deschiși, dacă am putea să analizăm, să cercetăm utilitatea folosirii acestor medicamente cu tetrahidrocanabinol în tratarea unor afecțiuni. Dar bineînțeles că producerea lor, distribuirea lor, transportul lor vor urma căile normale pentru ca și pentru medicamentele conținute stupefiante. Deci practic un regim special, nu se vine, nu știu, să zicem barbiturice sau benzodiazepin, același lucru, nu? Nu știu, diazepam, alprazolam sau alte anxiar sau alte lucruri de acest gen. Adică practic ar fi un control strict. Nu cred că cei care sunt dependenți de cannabis, de marihuana, vor încerca să consume medicamente care trebuie să consumă foarte multe, în opinia mea, depinde de concentrație, ca să ajungă la efect. Pe când dacă iau un joint care are 15-20%, din câteva fumuri, amețesc și își fac efectul, drogul își face efectul și ajunge practic la ceea ce urmăreau de fapt prin dependența de care suferă. Deci eu cred că este bine să legalizăm aceste medicamente. Au fost situații în care părinți cu copii bolnavi, încercând, recomandându-se din țară, dar și din exterior, alternativa acestui tratament și cu medicamente bază de THC,
au fost nevoiți, s-au deplasat ei pe riscul propriu și au cumpărat aceste medicamente afară, ei au fost prinși la frontieră sau în interiorul țării și legea este clară, dosar penal, pentru că nu sunt legalizate aceste medicamente, având o substanță interzisă de lege, așa cum spuneam. În momentul de față, ca să fie clar pentru cei care ne urmăresc, dacă au o boală pentru care li s-ar recomanda să folosească marihuana în scop medicinal și ar vrea să cumpere din alte țări decât România, trebuie să știe că nu au voie să dețină aceste substanțe. Categoric da, ați punctat foarte, foarte bine. La ora actuală niciun medicament nu este legalizat în România, nu este avizat, legalizat, autorizat sau cum vreți, medicament care să conțină THC, tetrahidrocanabinol. Eu n-aș spune, eu mă feresc să spun, pentru că și aici se creează confuzia, să folosească marihuana. Marihuana este termenul de stradă, este practic masa vegetală care se folosește în scop recreativ. Eu spun medicamente care au tetrahidrocanabinol. Bine, THC-ul acesta care este extras din marihuana, din partea vegetală a lucrurilor. Eu cred că legalizarea ar fi o alternativă pentru tratament. Eu cred că și legiuitorii au înțeles acest lucru, specialiștii au fost și anumite activități publice în legătură și consultări publice în legătură cu acest aspect. Deci, din punct de vedere medical, cred că putem să facem pașii și să normalizăm, dacă vreți, această situație. Și repet, aceste medicamente sub un control foarte, foarte strict, așa cum sunt și celelalte medicamente în farmacie. Și numai cu prescripție medicală, adică medicamentul nu poate fi luat de către oricine și consumat. Este clar, trebuie rețetă medicală, o evidență clară, pe semnătură, cu buletinul, exact cum se face acum. Ținut în farmacii, medicamentele ținute în farmacii sub regim, încuiate în fișier metalic, așa cum se face, și nu vreau să intru în detalii legislative. Dacă vorbim de legalizarea în scop recreațional, este o mare eroare și, din păcate, unii politicieni care, probabil din populism sau din modernism sau încercând să atragă tânăra generație, au recomandat legalizarea în scop recreațional. Adică, practic, nu avem treabă cu zona medicală, nu știu, vânzarea de jointuri la automat cu jointuri sau, nu știu, vânzarea mugurilor de cannabis la liber, cannabis cu mult THC, invocându-se că ar fi o soluție din punct de vedere al combaterii fenomenului, din punct de vedere al, nu știu, diminuării câștigurilor traficanților și ce câștigă traficanții să câștige statul. Este o mare eroare. Și vă spun și de ce. Pentru că, așa cum vă spuneam anterior, marihuana din ziua de azi are foarte mult tetrahidrocanabinol și el este și stropit. Asta este mare, combinat cu alte substanțe, asta este o mare problemă. La care adăugăm și faptul că, imaginați-vă cât de corect ar fi și moral și din punct de vedere sănătății publice ca, nu știu, copiii noștri să meargă la școală la 15-16 ani cu rucsacul, cu jointul în gură, pentru că este legal. În condițiile în care comercializarea de băuturi alcoolice până la 18 ani este interzisă. Eu spun cum spune legea. Deci, practic, ei nu au voie să consume alcool. Adică, și nici țigări. Și nici țigări, evident. Foarte bine a zis. Și în condițiile astea lăsăm să consume marihuana. Păi, este o problemă aici. Și ceea ce vine în plan secund și mă bucur că sunt la o entitate recunoscută și apreciată din punct de vedere medical, prin informațiile și prin activitățile care le desfășoară, nu avem pregătirea din punct de vedere al tratării dependențelor. Asta este marea noastră problemă. Eu am foarte mulți prieteni medici și relaționez din punct de vedere profesional și nu numai cu mulți medici, cu oameni care conduc anumite entități, dar din păcate facem un singur exercițiu și lucrurile sunt lămuritoare. Dependența psihică cronică, din studiile care s-au făcut, se vindecă în cel puțin 6 luni de tratament. Asta înseamnă o primă fază de detox, deci practic când consumatorii, chiar în crize, cu psihoze, așa cum am descris și în cartea mea, Marihuana, zborul spre iad, sunt internați în secție de psihiatrie de la spitale și avem aici Obregia și Sfântul Stelian, care sunt spitale și secții specializate, dar specializate împreună, atenție, acolo sunt și cu alți. Se încearcă o repartizare, dar sunt și cu alți bolnavi psihici, cu alte persoane care suferă de alte afecțiuni. Deci o primă etapă de 3 săptămâni, nu știu, maxim o lună, 5 săptămâni, lucrurile nu s-au rezolvat, că sunt specialiști în 6 luni, după care va trebui să urmeze în mod normal și tratarea dependenței în faza post-cură, adică, practic, să continue acest tratament. Ei, noi în România nu avem la asta așa ceva. Sunt spitale de psihiatrie care, unde se permit internare pe lungă durată, dar încă o dată spun, împreună cu ceilalți care suferă de alte afecțiuni, nu există o delimitare pe dependențe. Sunt câteva private, dar sunt la început de drum, nu sunt orientate. Acolo dependentul are la 5 luni de zile până la 6 luni minim. Ca să nu mai spun că sunt unii care își vindecă dependența
dacă vorbim de o polidependență, dacă vorbim de o dependență instalată în mai mulți ani, în adolescență, și poate să dureze și un an, înseamnă rupere de anturaj, înseamnă regim de viață, înseamnă vitaminizare, înseamnă hidratare, înseamnă psihoterapie de grup, psihoterapie individuală, înseamnă analize medicale periodice. Adică, practic, ești internat undeva. Ei, noi nu avem lansat așa ceva. În Germania sunt mai puțin de 300 astfel de clinici post-cură de tratare pentru tratarea dependențelor și se contează prin casa de asigurări de sănătate. De aceea, în condițiile în care nu avem legislația, să zicem, foarte bine pusă la punct, în condițiile în care, din punct de vedere al informațiilor sau din punct de vedere al cunoștințelor, părinți și profesori, avem lacune și încercăm să le rezolvăm acum. Și noi nu avem nici măcar un centru post-cură. Și nu avem clinici. Haideți să legalizăm. E o propunere. Dacă aveam toate astea în mod ok, da, în alte țări, nu știu, s-au legalizat, s-au trimis în Americii sau unele țări fac pași importanți, dar acolo vorbim de cum a luat-o consumatorul puțin razna, atunci se intervine. Sunt altele reflexele, dacă vreți. Dar noi, la ora actuală, în opinia mea, este o mare, mare o eroare. Eu am numit-o oarecum curajos, special pentru poziția care o am, dar mi-asum, este o carte manifest în consuma marihuana, zborul spre iad, este o carte manifest împotriva legalizării în scop recreațional a marihuanei. Și n-am făcut altceva decât să descriu un caz real al unui consumator care a început, a unui elev de la un liceu de prestigiu, de top, chiar pot să spun colegiul numărul 1, fără să dau nume, deși cunoscători înțeleg, olimpic internațional, câștigător al concursului în clasa 9, al concursului de mister, deși dotat fizic și anumite calități, anumite talente care și le-a exprimat la acest concurs, a început să consume la 15 ani, părinții nu au realizat, părinții în poziție foarte bune, tatăl este prorector al unei universități importante, mama este cadru didactic, s-a dus după ce a câștigat, avea 15 ani, după ce a câștigat concursul de mister, a primit cadou o excursie la mare, o tabără la mare, a plecat împreună cu profesorii, părinții l-au lăsat, în regulă, dar s-au dus la 2-3 zile după el, dar n-au observat anumite schimbări și practic avea lumea la picioare, era un tânăr de succes, începuse cu dreptul, nu? Un boboc care a intrat în forță într-un colegiu și acolo colegului de cameră care era clasa 10 și care a devenit și dealer ulterior avea câteva jointuri de astea bine tunate și practic a început consum permanent, dependența s-a instalat foarte repede. Părinții nu și-au dat seama, fuma cu el, cu ei în casă, ducea pe balcon când ei adormeau. Au realizat vreo 4-5 luni, au venit la noi. Noi fiind pricepuți în zona de combatere, specializând în combatere, ne-am făcut treaba, am probat rețeaua respectivă, dar din păcate disponibilitatea pe piața de consum este mare și și-a găsit în altă parte, bineînțeles. Am recomandat și recomandăm, i-am trimis către Agenția Națională Antidrog, au centrele de asistență intrat în adicții pentru rezolvarea dependenței. Părinții nu s-au ținut și n-au înțeles, pentru că nu aveau cunoștință, așa cum spuneam, și a trecut prin adevărate drame. Practic, cartea Marihuana, zborul spre iad este o carte care poate fi citită de adolescenți, da, de părinți, da, și de oricine e interesat să afle mai multe despre acest fenomen, despre poveștile din spatele acestui fenomen și cum se poate feri. Ce vreau eu să vă întreb, credeți că este nevoie de o educație atât la nivelul părinților, cât și la nivelul cadrelor medicale și la nivelul profesorilor în privința acestui fenomen al prevenirii și combaterii utilizării de droguri? Categoric da. Deci noi suntem, n-aș spune repetenți, că nu mai suntem repetenți, încercăm să nu mai fim repetenți de anul ăsta. Când, haideți să fim sinceri, s-a întâmplat, un tânăr a decedat la, s-ar pare de supradoză, că lucrurile sunt lămurite și nu vreau să intru pe anchetă pentru că sunt colegii mei de la omoruri, la un festival din București, undeva în iunie, la începutul lunii iunie. Atunci presa a preluat aceste lucruri. Clar și corect au întrebat autorități, ce să faceți pentru acest lucru, care este situația. Atunci ne-am dat seama, părerea mea, nu neapărat noi care știam și care semnalasem de mult timp lucrul ăsta și nu vreau să par exagerat sau lipsit de modestie, am spus-o verbal, am și scris, autoritățile într-un fel sau altul au reacționat, au văzut că lucrurile nu sunt în regulă și acum se încearcă o formă de organizare, se încearcă o formă de întărire a structurilor care sunt și în prevenire și în combatere, se încearcă o... Nu e rău, dar ne trebuie ceva timp ca să recuperăm. Nu se pot face peste noapte, adică nu putem să facem educație la toți cei
nu știu, milioane de părinți care sunt, nu e ușor. Este foarte important ca către părinți și către profesori să meargă specialiști, către elevi să meargă specialiști care să vorbească, sociologi, psihologi, oameni cu experiență, cu materiale clare, să nu facă greșeli. Și nici ăștia nu sunt foarte mulți, sunt puțini, pentru că experiența s-a căpătat în timp, s-a căpătat greu.